Primăria Municipiului Roman a realizat aprovizionarea cu stocurile de materiale antiderapante necesare acțiunilor de dezăpezire din acest an. Cum vremea este încă frumoasă, străzile curate, conducerea instituției este mulțumită că nu este nevoie să intervine pentru acțiuni de dezăpezire. În teren însă au fost montate lăzile cu materiale antiderapante. Străzile sunt uscate, deci noi monitorizăm permanent și intervenim numai atunci când este cazul. În momentul în care nu avem temperaturi care, să zicem, depășesc minus 2-3 grade, cum au fost azi noaptea, a fost minus 2-3 grade, după cum vedeți, aici și soarele astăzi. Vremea este în încălzire, deci nu s-a folosit încă antiderapant în oraș. Suntem pregătiți, avem stocurile necesare, ținem la curent 270 de tone de sare, 250 kg de inhibitor, mai avem și ceva fluoruri de calciu. Deci avem utilajele mobilizate, nu ar trebui să fie probleme, indiferent ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Dezăpezirea în Roman va fi asigurată de operatorul de salubritate, societatea Rosal, cu care s-a încheiat un contract pentru 25 de ani. Da, este un contract, știți foarte bine, moștenit de 25 de ani de zile, mai sunt încă vreo 18, din câte știu eu. Așa că mergem în continuare, de altfel zicem noi că am colaborat destul de bine cu ei în ultimii 7-8 ani, în așa fel încât să nu văd ce ar interveni ca să nu colaborăm și anul ăsta bine. Conform contractul încheiat între Primăria Roman și Societatea Rosal pentru combaterea poleiului cu material antiderapant, se practică următoarele tarife: 100 de metri pătrați cu 21,93 de lei. Pentru dezăpezirea manuală a 1000 de metri pătrați se va aplica un tarif de 181,65 de lei. Pentru dezăpezit mecanic a 100 de metri pătrați se practică un tarif de 16,69 de lei. Încărcatul mecanic al zăpezii și transportul acesteia costă 12,39 de lei pe tonă.